Salut! Peste 95% din clienți se întreabă în felul următor dacă facem praf. Nu avem cu ce să facem praf. Și haideți să vă arăt și cum. Avem o mașină, are un sac care colectează praful, se face jumătate, 3/4, mergem și îl deșertăm și nu facem praf. Mașina e ultima generație. Cu aspirare. După ce terminăm cu mașina de câmp, ajungem la buffer, la spider. După cum se vede, și el are un furtun aici, care tot la fel se cuplează la aspirator și nu facem praf. După ce am terminat cu bufferul, avem o margine de făcut, care tot la fel, după cum se vede, acum sunt la margine, care tot la fel e cuplat la aspirator. Avem două mașini de margine, un RAS și un Viking. Amândouă se cuplează la aspirator. Nu facem praf. Încercăm să nu facem praf. Și ne și iese. După cum se vede, clientul stă, deja am foliat tot pe aici ca să nu se facă praf. Nu are de unde să știe cu ce scule vin pe șantier. Dacă veneam doar cu flexul, cu siguranță stăteam doar la poartă.